perioada 13-15 decembrie, în sala polivalentă din Craiova, s-au desfășurat campionatele naționale de oină în sală, fete junioare 1, 2 și 3. La junioare 3, echipa pregătită de Filoftea Dumitru a avut un parcurs de excepție, obținând în premieră titlul de campioană națională la această categorie de vârstă. Echipa argeșană a obținut 3 victorii, în clasamentul final devansând echipele Hoina Craiova și Avântul Curcani. Titlul cucerit în premieră la Craiova confirmă faptul că și în acest sport se pot obține rezultate pe măsură. Am luat titlul de campion național la junior 3, la oină, la Craiova. Este într-adevăr o mare mândrie, dar este și o muncă de 2 ani de zile care se încununează. Acest an, într-adevăr, a fost deosebit din punct de vedere al eforturilor depuse și fizice și financiare și devotamentul de care au dat dovadă atât copiii cât și părinții care au fost alături de noi de fiecare dată.